Bună dimineața, bine ne revedem într-o nouă conferință de presă prin care mi-am propus să vă aduc la cunoștință câteva dintre evenimentele următoare și activitățile pe care ne le propunem în această săptămână. În primul rând vreau să încep prin a vă aduce la cunoștință faptul că dorim să profităm de vremea de afară și începând de astăzi reluăm activitatea pe mai multe șantiere de pe raza municipiului Roman. Activitatea în ceea ce privește reabilitarea trotuarelor din cartierul Petru Rareș a fost reluată de săptămâna trecută. Am finalizat strada Petro Dava, urmează ca zilele acestea să finalizăm încă un tronson din strada Petru Rareș, cuprins între intersecția cu strada Miron Costin și strada Dr. Gellerter, astfel încât toate echipele să se mute pe lotul 3, lotul din zona parcului municipal, unde deja am început de săptămâna trecută decopertarea trotuarilor în zona bazinului de not și din această săptămână vom începe la pregătirea terenului, montarea bordurilor și ulterior montajul pavajului. De asemenea, începând de astăzi, se reiau lucrările și la lotul 2, lotul care cuprinde strada Bogdan Dragoș și continuăm lucrările de pavaj în cartierul Nicolae Bălcescu, pe strada Bogdan Dragoș, după care încetul cu încetul vom urca de la intersecția cu Bulevardul Republicii până la intersecția cu Bulevardul Roman Mușat, astfel încât și celălalt segment din strada Bogdan Dragoș să fie reabilitat în totalitate. De asemenea, reluăm lucrările la rețele de ape pluviale din cartierul Nicolae Bălcescu. De astăzi echipele sunt prezente în teren și continuăm lucrările și în zona străzii Zimbrului, dar și în zona străzii Zebrei, urmând ca, după finalizarea acestor lucrări, firma care se ocupă de asfaltare să intre la pregătirea terenului. Și dacă tot vorbim de firma care se ocupă de asfaltare, este aceeași care se ocupă și de asfaltarea din cartierul Lipovenesc și din această săptămână, cel mai probabil de miercuri, echipele vor fi prezente la pregătirea terenului pe strada Nicolae Bălcescu din cartierul Petru Rareș, astfel încât să pregătim terenul în vederea asfaltării în această primăvară a întregului cartier. Din ceea ce privește proiectul de realizare a rețelei de ape pluviale, mai avem de realizat o traversare a străzii Bucovinei și ultimul segment din strada Nicolae Bălcescu, segment cuprins între strada Ile Caragiale și strada Petru Rareș. Din momentul în care vom relua lucrările la rețeaua de ape pluviale, apreciem că undeva în maxim o lună de zile acest proiect va fi finalizat în totalitate și terenul va putea fi predat către constructor în vederea pregătirii, în vederea asfaltării acestui și acestui ultim segment, astfel încât în totalitate cartierul Petru Rareș să beneficieze de infrastructura de asfalt și de trotuare. De asemenea, ne pregătim și în ceea ce privește dezbaterile pentru bugetul romanului din anul 2020. Pregătim în această săptămână calendarul de activități și vi-l vom comunica și dumneavoastră. Mi-aș dori ca săptămâna viitoare toate aceste dezbateri să fie programate, să aibă loc și să încercăm ca la începutul lunii februarie, în prima săptămână a lunii februarie, bugetul municipiului Roman să fie deja aprobat prin hotărâre de Consiliul Local, astfel încât
să putem demara licitațiile pentru obiectivele de investiții pe care ni le propunem. Vom lansa deja la sfârșitul acestei săptămâni în dezbatere publică proiectul de buget pentru anul 2020 și, așa cum vă spuneam, la începutul lunii februarie, acesta să poată fi aprobat prin hotărâre de Consiliu Local. De asemenea, o altă activitate, având în vedere că de astăzi s-a reluat activitatea la unitățile de învățământ, patrulele echipele de la poliția locală sunt prezente și în zona unităților de învățământ, am reluat zonele de patrulare. Tot de astăzi a încetat și activitatea la patinoar, acesta va fi conservat și pregătit pentru iarna anului viitor și de asemenea tot de astăzi începem și demontarea instalațiilor de iluminat festiv. De asemenea vor intra într-un proces de revizie, vor fi depozitate și pregătite pentru iarna următoare. Un alt program pe linia Direcției de Asistență Socială pe care ne-l dorim să continue se referă la acordarea de etichete sociale. Odată cu aprobarea bugetului vom intra și vom supune aprobării Consiliului Local și regulamentul de acordare a acestor etichete. Va rămâne în aceeași formă ca și în acest an, în sensul în care venitul maxim pe care trebuie să-l aibă beneficiarii este de 1200 de lei de persoană și celelalte condiții rămân neschimbate și de asemenea la fel vor rămâne neschimbate condițiile și pentru acordarea subvenției la transport pentru categoriile sociale care beneficiază de aceste forme de sprijin din partea autorității publice locale. În ceea ce privește activitatea de la Clubul Sportiv Municipal, vreau să vă informez că vom modifica programul de lucru de la bazinul de not, având în vedere faptul că am avut mai multe solicitări privind începerea programului de la ora 9, am dispus ca acesta să fie modificat și practic programul la bazin să fie cuprins între ora 9 și ora 21, iar în timpul weekendului, sâmbătă și duminica, am decis eliminarea acelui interval între 14 și 16, astfel încât activitatea se va desfășura în mod continuu și sâmbătă și duminica în weekend. De asemenea, avem reluate activitățile și la secțiile sportive ale Clubului Sportiv Municipal, secțiile de copii și juniori, și deja vor participa la câteva competiții sportive. Grupa de juniori de va participa la Bacău, la Cupa Play, ediția a noua, organizată în perioada 31 ianuarie 2 februarie de către Asociația Sportivă Play Bacău, iar secția de natație va participa cu 7 copii de la grupa de performanță la Izvorani, unde în perioada 25 ianuarie 26 ianuarie va avea loc Cupa Ligii Open. Cam acestea au fost informațiile pe care mi-am propus să vi le aduc la cunoștință astăzi, cu mențiunea, așa cum v-am spus și la începutul conferinței, că pe parcursul acestei săptămâni vă vom aduce la cunoștință programul și calendarul de dezbateri publice pentru buget, astfel încât săptămâna viitoare să acoperim și acest segment al dezbaterii publice, astfel încât, așa cum vă spuneam, în prima săptămână a lunii februarie să aprobăm deja bugetul prin hotărâre de Consiliu. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Câte
dintre ideile pe care le-ați primit în anii trecuți de la aceste dezbateri le-ați și folosit? Pentru că eu mi-amintesc că unele discuții nu aveau nicio legătură cu bugetul. Îmi cerea să strângeți câinii de pe stradă sau... Da, până la urmă știți cum e. Fiecare participant la aceste dezbateri este un contribuabil și își exprimă și el anumite puncte de vedere în ceea ce privește activitatea pe ansamblu a instituției. Sigur că, în mod normal, noi trebuie să aducem la cunoștința cetățenilor pe cât mai multe căi posibile proiectul de buget, așa cum l-am creionat noi și în funcție de gândirea pe care am făcut-o noi, care, până la urmă, dacă vreți, e rezultată tot din întâlnirile cu oamenii, că toate proiectele pe care noi le propunem sunt rezultate în urma unor activități din anul anterior, a unor lucruri care s-au întâmplat, a unor avarii care au apărut și atunci e clar că în funcție de necesitățile și de urgențele care sunt, prioritizăm aceste investiții. Deci au fost idei pe care le-am folosit? Au fost și idei pe care le-am folosit, sigur că da. Și să zicem că există loc de manevră, pentru că de cele mai multe ori bugetul nu ajunge pentru toate. Nu, noi putem să reprioritizăm, putem să, în funcție de urgența acelei propuneri, putem să o gândim pentru o etapă a doua a bugetului, pentru că știți foarte bine că au loc mereu rectificări bugetare, anumite obiective de investiții se pot realiza, altele nu, în funcție de procedurile pe care le facem, achiziții publice și așa mai departe, și atunci sigur că o parte din acestea se pot realiza. Mai mult decât atât, așa cum v-am spus, mi-aș dori ca în acest an, în ceea ce privește bugetarea participativă, suma să fie dublată și atunci cetățenii au și alte posibilități de a se implica direct în realizarea unor investiții. La cât estimați că va fi bugetul de dezvoltare anul acesta? Nu am în momentul de față niște date precise. Eu mi-aș dori să fie undeva în jurul sumei de 1,5 milioane de euro. Minim. În ceea ce privește subvențiile pentru... Și aici mă refer strict din bugetul local. Celelalte fonduri să rămână separat. Pentru că, așa e clar, va fi mult mai mare, având în vedere și proiectele europene, sursele guvernamentale, sunt mult mai mari. Subvențiile la transport, cam cât au fost anul trecut, mi s-a dat o estimare? Undeva în jur de 700.000 de lei, cred, per total an. Dar nu era suma maximă, 600.000? Ba da, dar s-au mai făcut rectificări. Deci, practic, s-a decontat 6-700 de mii. E posibil, nu am acum datele concrete, dar cred că pentru anul care vine vom bugeta ceva mai mult. În jur de 700 de mii sunt estimările noastre. Și procentual cam cât înseamnă din numărul celor care folosesc transportul public în local, cei care beneficiază de subvenție? Păi în momentul de față avem, cred că spre 1000 de... mai bine de 1000 de abonamente. Dar nu știți din total călători? Nu avem cum să... Eu tot ce știu de la firmă e că în momentul de față s-a ajuns undeva în jur de 3000 de călători zilnic. Dar aici călătoriile se pot fi repetitive. Nu vorbim ca la online unde știi accesări unice sau... Deci ei au ajuns undeva în jur de 3000 de călători zilnic. Sigur că în acești 3000 se regăsesc cei cu abonamente gratuite. Da. Doar am eliminat pauza de la prânz. Între 14 și 16 a fost eliminată pauza. Da. Știți cumva de ce nu se mai eliberează pașapoartele la noi? Ba, se eliberează. Este un afiș acolo care scrie că persoanele care s-au programat online pentru depunerea documentelor în vederea eliberării pașapoartele sunt obligați să se prezinte la pe... Da, dar online numai la Piatra Neamț. Niciodată la Roman nu a fost online. La pașapoarte, da? Da, nu, n-am fost informat. Va trebui să întrebăm la instituția prefectului ce s-a întâmplat. Da.
De regulă știu că era. Azi ar trebui să fie program acum. Am fost pe deja. Voi verifica, n-am fost informat. Zilele trecute ați publicat pe pagina de Facebook a primăriei că taximetriștii care doresc să continue să facă taximetrie trebuie să se registreze sau să reautorizeze, da? A, așa, să se să-și viseze autorizații. Știu că e mult prea devreme, dar mai mulți, mai puțini oare de anul trecut? Păi aici vom vedea. Noi avem numărul maxim de licențe 255 și în funcție de cei care vor veni la avizări, reavizări, autorizări, în momentul în care vom face centralizarea, toate locurile care vor rămâne disponibile vor fi rescoase pe... 255? 255 este numărul maxim. De taximetre pentru roman? Pentru roman, da. Dar există o legislație care să spună sau o regulă care să spună care e numărul necesar pentru că vorbim de român? În funcție de numărul de locuitori se stabilește o normă. Dar noi pe 255 rămânem, nu vom modifica acest număr. Colega mea, după cum observați, lipsește... Vă rămâneți dumneavoastră misiune. În lunga listă vă întreb așa. Ministrul Afacerilor Interne a solicitat structurilor din subordine de formare ministerului. Care ar fi în opinia primarului modificările care ar putea aduce securitatea cetățenilor în unitățile administrative teritoriale? Dacă aveți propuneri pentru reformarea Ministerului de Interne. Da, mi-este greu mie să intru și să fac propuneri pe chestii pur tehnice. Probabil de aceea și ministrul a cerut structurilor din subordine să facă aceste propuneri. Eu vă pot spune ca și cetățean și ca și locuitor al municipiului Roman că mi-aș dori o prezență mult mai mare pe străzile Romanului a patrulilor de poliție, fie că, dacă vreți, putem vorbi de patrule mixte, deși noi avem o colaborare foarte bună cu Poliția Națională, acționăm conform unor planuri la nivelul municipiului Roman, însă doar structura de poliție locală nu este suficientă, avem nevoie de o autoritate mult mai mare în favoarea Poliției Naționale. Deci, din punctul meu de vedere, clar, o prezență mai mare pe străzi a polițiștilor și, de asemenea, dacă vreți, nu știu, redarea autorității pierdute în momentul de față Poliției Naționale, pentru că, din păcate, nu se înțelege că disciplina trebuie făcut prin metode coercitive și atunci dacă nu l-ai la îndemâna organelor de poliție aceste metode, e cam greu. Sigur, nu trebuie să dăm nici în extrema cealaltă, dar trebuie găsit un echilibru și clar, trebuie o prezență mai masivă a poliției și să existe acest sentiment de siguranță din partea cetățenilor atunci când vede polițiști pe stradă. În continuare se referă la poliție, dacă cum vă gândiți să constituiți patrule mixte Poliție Națională, Poliție Locală pentru paza școlilor? Păi aici reiau din ceea ce am spus mai devreme. Există un plan care se pune la punct cu ocazia începerii anului școlar și se împart competențele pe unitățile de învățământ. Poliția locală deja acționează la 4-5 unități de învățământ, Poliția Națională la altele, Jandarmeria la altele și așa mai departe. Există practic împărțită această competență între diferitele structuri de ordine. Da, colega mea e obsedată de poliție și vă întreabă în continuare dacă în urma incidentului la Piatra Neamț s-ar putea pune un post de poliție fix în spital. Păi aici am mai vorbit și am mai discutat și în trecut când a fost și agresiunea la adresa medicului și agresiunea între pacienți. E o chestiune destul de delicată. E o instituție care doar administrativ aparține primăriei municipiului Roman ca și competență din punct de vedere medical și a restului de organizare ține de Ministerul Sănătății. Eu chiar am vorbit și am găsit înțelegere la nivelul jandarmeriei, la
nivelul Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț și împreună cu conducerea spitalului s-a creat un mecanism în care, în cazul apariției unor probleme, jandarmeria să poată interveni în cel mai scurt timp. Să știu că s-a pus la cale și un astfel de protocol de colaborare. Acum, evident că ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamț este un eveniment regretabil și reprobabil. Însă, nicio societate, nu cred că putem să vorbim de eliminarea completă a unor astfel de fapte antisociale și oricâte măsuri am lua, tot timpul se va găsi o minte bolnavă care să acționeze de asemenea natură. Și mai mult decât atât, cred că având în vedere și relația de familie de acolo, era și greu, putea să fie acolo și jandarmerie și poliție și SRI și toată lumea. Dacă când vine un familiar și cel care e din familie procedează astfel, e clar că pe noi ne preocupă întotdeauna siguranța cetățenilor, însă pârghiile sunt uneori și în altă parte. Da? Noi încercăm și sperăm într-o colaborare cât mai bună cu structurile de forță ale statului român și mi-aș dori foarte mult ca poliția să redevină o autoritate în adevăratul sens al cuvântului. Un subiect important, cum puteți să-l rezolvați anul acesta, trecerea la nivel care să distruge zilnic și ar mai trebui să intervenții chiar urgente acolo, pentru că acele grupi chiar sunt... Da, am trecut și eu. Păi soluțiile sunt aceleași, în care pârghiile, din păcate, nu sunt la îndemâna primăriei, decât în limitele pe care le am. Eu, în continuare, am același rol de mediator între firmele care dețin acele linii de cale ferată. Am purtat discuții chiar de la începutul acestui an. S-au trimis către aceste firme noile protocoale de colaborare și așteptăm în cursul acestei săptămâni, pentru că nu toate unitățile și-au reluat activitatea de săptămâna trecută, unele își reiau din această săptămână și așteptăm chiar și în această săptămână acceptul acestor companii în ceea ce privește convenția, în primul rând de împărțirea cheltuielilor pentru partea de proiectare și ulterior asumarea părții de construcție. Ca să fie forțați cei implicați acolo, ce ar trebui făcut? Adică o pârghie legislativă să se rezolve într-o lună? Există sau... Nu, aici va trebui să întrebați pe cei de la CFR dacă au ei pârghii din acest punct de vedere. Dar la regimul circulației este european care traversează. Păi atunci întrebați la nivelul GNAIR-ului sau a poliției rutiere. Repet, în ceea ce privește atribuțiile și competențele primăriei, din păcate, acestea nu sunt. Dacă existau, vă rog să mă credeți că erau aplicate de mult. Administratorului drumului care... Eu sunt doar un administrator al drumului, dar zona aceea nu face parte din competențele nici ale primăriei, nici ale CNAIR-ului, ci pur și simplu sunt în zona de responsabilitate a proprietarilor de linie de cale ferată. Aveți în vedere să mai puneți o găleată de ceva să se lipească? Aici noi intervenim permanent, o să trimit și în această săptămână să mai completeze, însă nu aceasta este soluția, pentru că e o cârpeală veșnică pe care o facem și care nu rezolvă problema. De asemenea, nu am abandonat nici ideea acelei pasaje terane care ar putea să rezolve această situație. Chiar am văzut la Bacău o pasarelă similară în zona gării și mi s-a părut interesantă ca și soluție. Cred că poate fi varianta optimă în momentul de față.
Da, aici trebuie să vedem finanțarea de la Ministerul Transportului. Linie de fluidizare a circulației în municipiul Roman, ce idei puteți să aplicați, ce soluții sau propuneri au venit pentru anul acesta? Mă gândesc la giratorul ăla, mai pune în intersecție cu... Da, da, la intersecție Republicii cu Primăverii. Urmează să îl amplasăm în această primăvară. Și alte... Păi, sunt cele pe care le-am discutat, dacă vreți, și în ceea ce privește crearea benzii suplimentare de la intersecția Cuza-Vodă cu Bulevardul Roman Mușat. De asemenea, dorim să mai facem o bandă suplimentară la intersecția Bulevardului Roman Mușat cu strada Suceava, la giratoriul sud, acolo unde încercăm să creăm o ieșire pe două benzi din municipiul Roman. În perioadele aglomerate ați văzut că ajunge coada de mașini până în zona hotelului și atunci să încercăm să creăm această a doua bandă și de asemenea ne-am dorit o a doua sau de fapt o a treia bandă, dacă vreți, în zona străzii Nordului, care să vireze dreapta spre Iași. Vom mușca din spațiu verde dinspre barieră. Avem un stâlp acolo care trebuie mutat, un stâlp de electricitate și vom mai crea încă o bandă suplimentară. A treia cum ar veni, exact. Dar nu se creează? Nu. Nu, se creează pur și simplu a treia bandă. Pentru cel care dorește să facă dreapta, să nu mai stea la coadă, să poată să facă dreapta. Adică pentru că va fi o bandă pentru cel care va face stânga și o bandă pentru cel care face dreapta.